Weekendul s-a sfârșit tragic pentru un bărbat ce se afla în vacanță la munte. Acestuia i s-a făcut rău pe o părtie din Bușteni. Salvamontiștii au încercat să-i acorde primul ajutor, însă inima bărbatului nu a mai rezistat. Care este firul întregii povești, ne spune tot colega noastră Carmen Ștefan. Carmen, ce s-a întâmplat cu bărbatul? Respondentul nostru de pe Valea Prahovei, se pare că ziua de sâmbătă 14 februarie a fost fatală bărbatului în vârstă de 53 de ani. Acesta se afla pe părtia Calinderu din Bușteni, când în jurul orei 10:30 s-a făcut rău și a suferit un stop cardiorespirator. Bărbatul se pare că avea probleme cardiace și nu era indicat să practice sporturi pe părtie. Cel mai probabil bărbatul era pe sanie în momentul când i s-a făcut rău. Salvamontiștii i-au acordat primul ajutor, iar la bază a părtiei, medicii au încercat să-l resusciteze, fiind transportat la spitalul de urgență Sinaia. Din păcate, acesta a murit la unitatea de primiri urgențe, tot la spitalul din Sinaia, iar medicii nu au mai putut face nimic. Cadavrul neînsuflețit a fost transportat cu o ambulanță la serviciul de medicină legală. Atât pentru moment, Andreea. Mulțumim, Cami. Mergem mai departe.